Dragii noștri, astăzi vorbim despre simbolizarea și actele simbolice, o cale și un instrument de comunicare, dezvoltare și reconstrucție a sinelui. O carte scrisă de Jacques Salomé și Valeria Salomé, publicată la editura Herald. Vorbim despre oamenii din spatele cărților. Iată, astăzi alături de noi este o dragă prietenă, Daniela Dumitrescu, psiholog, clinician, psihoterapeut și președinte IFER, Institutul pentru Formare și Educare Relațională. De ce am ales această carte, Simbolizarea și actele simbolice, Jacques Salomé, Valeria Salomé? Pentru că Daniela Dumitrescu a scris o prefață, a scris o postfață și este redactor de specialitate pe această carte. Daniela, aș vrea să te întreb cum a început această poveste, aș putea să-i spun, această aventură, experiență frumoasă cu metoda terapeutică ESPERE, pentru că tu ești formată și în alte metode și orientări terapeutice, dar aceasta ți este cea mai dragă, și această experiență profesională frumoasă cu Jacques Salomé. Oh, Sorin, mulțumesc pentru invitație. E, într-adevăr, e o poveste și o aventură foarte frumoasă, care, iată că anul acesta face 20 de ani, pentru că prima mea întâlnire cu Jacques Salomé a fost undeva prin 2002. Nici nu vine să cred că au trecut, iată, 20 de ani și, iarăși, nici nu vine să cred, deși am lângă mine cartea, că am ajuns împreună cu Jacques Salomé și cu Valeria în mijlocul coperților acestei cărți. O poți arăta ca să o vadă și cititorii? Sigur, sigur, cu mare drag. Este o bucurie și de multe ori mă gândeam chiar de câteva zile a ajuns la mine și mă tot uit la ea așa cu foarte mare drag și mă gândeam că nici măcar nu știu că este un vis împlinit, pentru că în 2002 nu cred că îndrăzneam să am astfel de vise, așa că această lucrare este mai mult decât un vis împlinit, este o bucurie extraordinară și este una dintre acele bucurii pe care viața uneori ți le oferă fără să te gândești că vor veni vreodată. Și este, așa, o bucurie, că este o bucurie și pentru faptul că noi, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, dacă nu mă înșel, mi-ai prezentat acest proiect și mi-am dorit foarte mult, chiar mi-am dorit mult de tot ce am mai spus-o și cu alte ocazii în alte rânduri, ca cărțile lui Jacques Salomé și popularizarea, promovarea metodei ESPERE, iată, să-și găsească un bine meritat loc în bibliotecă, aș putea spune, în portofoliul editurii Herald. Așa este, mi-am dorit ca mai multe titluri de ale lui Jacques să fie prezente pe piața românească, pentru că cred că el vine cu un mesaj de care chiar avem nevoie în perioada asta și chiar după pandemie, când cred că cea mai afectată a fost relația, iar Jacques, prin metoda ESPERE, ne învață cum să hrănim relațiile, cum să promovăm relațiile, cum să trăim sănătos în relații. Și cred că mesajul lui devine cu atât mai important. M-am bucurat că editura Herald a fost deschisă către un astfel de proiect și m-am bucurat să pot media această poveste frumoasă și iată să am în mână această carte și știu că proiectul are mai multe cărți în spate, așa că da, este o colaborare care și-a găsit împlinirea prin voi, prin Herald, și trebuie să spun că am fost foarte bucuroasă de grafica pe care am găsit-o aici. Este o grafică modernă, mi-a plăcut inserțiile pe care voi le-ați făcut aici în carte, îmi place cum arată, sunt bucuroasă și cred că este așa în spiritul lui Jacques. M-am bucurat să văd ca și design și grafică, așa că sunt foarte bucuroasă. Sunt foarte bucuroasă. Revenind la povestea ta, la întrebarea despre povestea mea cu Jacques, spuneam că l-am cunoscut în 2002. Eram așa un debutant în psihologie, călcam cu pași timizi în zona asta, neștiind foarte sigur dacă voi rămâne în zona asta. Prin urmare,
dacă am continuat și iată, sunt încă pe acest drum, în bună măsură îi se datorează asta și lui Jacques, pentru că el a fost cel care m-a încurajat să rămân aici. Am avut șansa mentorială de a-l cunoaște și de a face chiar primele module din formare cu Jacques Salomé. Ulterior mi-am continuat formarea cu Alet Naquet. Dar, este o bucurie și am văzut efectul metodei, impactul ei și cum metoda se poate aplica de către oricine, la orice vârstă, în orice moment. Așa cum spuneai și tu, da, sunt formată și în terapie cognitiv-comportamentală și în schema terapii, deci am mai multe formări, nu mai spun de sutele de workshop-uri și specializări pe care le-am tot acumulat în decursul acestor ani, însă metoda ESPERE rămâne pentru mine scheletul pe care construiesc, metoda cea mai dragă și metoda pe care am ales să o promovez în cadrul institutului de care și tu pomeneai, Institutul de Formare și Educare Relațională, institut în care eu desfășor formări, workshop-uri, webinarii care au la bază metoda ESPERE. Tu cu siguranță ai recomandat și recomanzi în continuare această carte cursanților de la institut, poate pacienților cu care lucrezi și poate tuturor celor cu care intri în contact și care au auzit de metoda ESPERE sau vor să aprofundeze, să afle mai multe lucruri despre, despre carte. Ce impact crezi că va avea asupra cititorilor această frumoasă carte? Eu le-am spus că chiar recent am avut un modul, modulul 4 pe corp și le-am spus că este un must cartea asta. Nu este o alegere, e pe lista de to-do. Pentru că prin această lucrare, Jacques deschide o poartă către o zonă subtilă, o zonă căreia poate nu-i acordăm importanță, o zonă nespusă, dar care este atât de binefăcătoare și binevoitoare și care ne aduce atâtea elemente de vindecare. Simbolizarea, căreia nu îi acordăm foarte multă atenție, suntem atât de ancorați în gadgeturi, în tehnologie, în lucruri care ne fură privirea, încât nu avem răgazul, poate răbdarea, poate timpul de a ne apleca și asupra lucrurilor mai puțin vizibile, mai puțin evidente, mai puțin criante. Ei bine, tocmai zona asta de taină, tocmai zona asta care este cumva acolo în spate, zona de umbră, zona care nu este atât de accesibilă, este zona unor infinite posibilități de vindecare. Prin această carte, practic, Jacques ne încurajează să acordăm spațiu și timp și ascultare acelei zone din noi care ne întregește ca ființe până la urmă. Exemple din carte. Este, să știi că lucrarea asta și m-am bucurat că am fost redactor de specialitate pentru această lucrare, pentru că titlul original pe care eu îl știam în franceză, Un chemin de vie, este una dintre lucrările mele preferate ale lui Jacques Salomé. Pentru că este foarte, este o, și Jacques are stilul ăsta, este foarte tandră. Cartea este foarte explicită, conține mecanisme psihologice foarte profunde, dar exprimate, și ăsta este talentul lui, exprimate într-o manieră atât de cotidiană, atât de facilă, încât ai crede că este totul foarte simplu. Dacă, de multe ori spun că dacă ai încercat să scrii despre mecanisme din această carte, de exemplu, într-un limbaj psihanalitic, ar ieși o carte foarte complicată pentru un nespecialist. Însă Jacques facilitează accesul la niște mecanisme profunde intrapsihice printr-un limbaj extrem de facil, extrem de tandru, apropiat. De cartea asta n-ai cum să nu te îndrăgostești, pentru că este foarte caldă, este foarte blândă, este foarte aproape de tine. Prin urmare, când voi mi-ați propus, când editura Herald mi-a propus să fiu redactor de specialitate pentru Chemin de Vie, am zis da, cu toată ființa mea, pentru că știam că este o carte extraordinară.
Pentru că ai scris prefața, postfața și postfața și ai lucrat îndeaproape și ai lucrat mult la această carte. Cât de importantă este această, o numim, revizie de specialitate? Cât de importantă este redactarea de către un specialist? Pentru că, bineînțeles, față de limbajul comun sau comun, uzual al psihologilor, în funcție de orientarea fiecăruia, metoda ESPERE, tocmai pentru că vorbim despre simbolul și despre actele simbolice, are o anumită terminologie care trebuie înțeleasă de cel care lucrează la cartea respectivă și cred că o traducere de specialitate sau o redactare făcută de către un psiholog, un psihoterapeut care mai este și specializat pe metoda terapeutică respectivă despre care vorbește, iată, cartea, consider că este... aduce o contribuție și aduce un aport la înțelegerea mai bună de către cititori, repet, a unor concepte și a unor termeni. Clar. Pentru mine este prima oară când fac lucrul, deci a fost o experiență nouă și trebuie să mărturisesc că am crezut că va fi simplu. Și am zis, ok, deja tradus, ok, poate fac câteva precizări, poate corectez pe aici, pe acolo niște lucruri, dar am crezut că va fi o experiență facilă. Ei bine, nu a fost așa, a fost un travaliu foarte interesant, pentru că, și spun asta și în postfață, Jacques Salomé spune că o carte are doi autori, cel care o scrie și cel care o citește. Ei bine, ea spune că o carte are trei autori, cel care o scrie, cel care o traduce și cel care o citește, pentru că au fost situații în care, citind fraza în franceză, eram în acest impas în care încercam să găsesc cea mai bună formă din limba română, dar încercând să păstrez universul lui Jacques, care este un univers repet, tandru, blând, foarte, foarte suav. Și am avut momente când am stat poate să găsesc un cuvânt câteva ore, pentru că simțeam că nu este exact cuvântul care descrie cel mai bine ceea ce Jacques vrea să transmită. Și asta a fost o provocare și mărturisesc că m-a pus așa un pic în situații dificile. Însă, dincolo de asta, așa cum spuneai și tu, da, au fost situații când a trebuit să revin și să reformulez într-o terminologie specifică metodei ESPERE, pentru că în metoda ESPERE sunt concepte foarte clare, adică trebuie să știm foarte clar ce înseamnă relație, capăt de relație, responsabilitate relațională și toate conceptele care sunt specifice metode, și atunci asigur că am reluând traducerea, am pus acolo terminologia exactă pe care noi o folosim și pe care cu siguranță cei care sunt mai familiarizați cu metoda o să o găsească. Deci da, cred că munca unui redactor de specialitate aduce această claritate, aduce această desțelenire a textului în așa fel încât să capete o formă cât mai aproape și de ceea ce transmite Jacques, dar și de miezul metodei, de forma ei cât mai curată, cât mai corectă. Și atunci, da, repet, mi-a luat un pic mai mult timp decât am considerat că va fi, dar am făcut-o cu bucurie și tot timpul am avut în minte imaginea lui din conferințe, felul în care el explica conceptele și încercam să aduc din aerul lui și din universul lui, care este, Jacques are un univers inclusiv lingvistic al lui, pentru că el creează cuvinte intraductibile, se joacă cu limba franceză, are această calitate de a inventa tot felul de cuvinte și atunci nu este neapărat foarte facil de tradus. Dar cred că într-un final cartea reușește să se apropie destul de mult de ceea ce este originalul.
prin comparație, ce aduce nou Jacques Salomé prin metoda Espere? Să spunem, față de alte orientări, cu ce vine el nou prin această metodă? Dincolo, într-adevăr, cum ai spus, dincolo de acest limbaj, dincolo de zona aceasta, aș spune, de poezie, poate, de metaforă, pe care, pentru că folosește multe expresii, ce aduce nouă această metodă? Jacques spune, de fapt, că metoda Espere este o pedagogie a comunicării. Ce înseamnă o pedagogie? Ceva ce este ușor transmisibil oricând, oricum, oriunde, la orice vârstă. Nu o vede neapărat ca pe o terapie, deși clar că are efecte terapeutice, ci o promovează în ideea aceasta de pedagogie. Adică, el spune foarte simplu că, ok, nimeni nu ne învață, de fapt, să relaționăm. Nimeni nu ne învață să formăm relații, să intrăm în relații, să fim atenți la o relație și să vedem relația ca pe o entitate de sine stătătoare, ca pe un construct unde ambii parteneri contribuie și pornind de la aceste principii de bază, putem să ne raportăm diferit la tot ce înseamnă o dinamică relațională. Pentru mine metoda a fost extrem de clarificatoare, pentru că îmi dădeam seama că, de exemplu, confundam sentimentele cu relația, confundam responsabilitățile mele cu responsabilitățile partenerului, credeam că partenerul trebuie să mă facă fericită, că partenerul este, e datoria lui să facă și să dreagă și să fie acolo prezent în relație și eu doar să primesc și să mă bucur de asta. Ei bine, Jacques vine cu o perspectivă matură pe o relație sănătoasă, pe o relație asumată, pe o contribuție echivalentă și echitabilă pentru ambii parteneri și atunci deja poziția în relație se schimbă. Deci metoda, din punctul meu de vedere, este o formă de maturizare. În momentul când înțelegi metoda Espere, ești un om echilibrat și matur și în momentul când cu cât o aplici mai mult, ea reușește să te echilibreze și să te așeze și să te poziționeze cât mai corect în toate relațiile tale. Deci este o metodă care lucrează cu tine și care, pe măsură ce o aplici, te crește. Mie asta mi se pare minunat. Plus că, de multe ori, și în celelalte formări, auzeam, de exemplu, și chiar în formările de, ca psihoterapeut, într-o psihoterapie, succesul psihoterapeutic este dat de relația terapeutică. Se tot vorbea despre relația terapeutică, dar nu ni se vorbea despre ce înseamnă o relație terapeutică concret, cum construiești concret o relație terapeutică, cum întreții o relație terapeutică și cum închizi, spre exemplu, o relație în mod sănătos. Jacques este cel care m-a clarificat prin metoda sa și pe măsură ce am aplicat metoda și am văzut efectele metodei, repet, la orice vârstă, pentru că am lucrat și cu copii, am lucrat și cu persoane vârstnice, am lucrat cu tot felul de patologii, cu tot felul de situații, cu tot felul de oameni din diverse zone de educație, de cultură, financiare și am văzut că metoda are efect și asta mi-a dat din ce în ce mai multă încredere în metodă și am început să vorbesc din ce în ce mai vocal, să am o voce din ce în ce mai puternică și mai apăsată cu privire la metodă, pentru că, repet, am văzut efectele. Și atunci, sigur că recomand, sigur că această carte vorbește despre una dintre tehnicile metodei. Simbolizarea este una dintre tehnicile metodei, dar mi s-a părut că Jacques a făcut minunat că a scris această carte, pentru că tema simbolizării este o temă dificilă, pare un pic filozofală, poate pare un pic mistică, însă el pune simbolizarea, o așează atât de firesc în gesturile noastre zilnice și iată să ne uităm la copiii noștri care folosesc prin joc, prin jucării simbolizarea, este o formă de simbolizare până la urmă tot jocul copilului și atunci Jacques spune de ce renunțăm noi ca adulți la acest univers atât de plin, atât de conținător, atât de vindecător. Ce are minunat cartea asta este faptul că prezintă teoria în practică.
nu este o carte teoretică, nu este o carte cu definiții și cu abordări foarte conceptuale, foarte grele, foarte plictisitoare, ci înțelegi teoria din practică, din exemple, din exemple care sunt din toate zonele și copii și adulți și diverse situații de viață. Deci este o carte practică în care realmente vezi cum acționează simbolul în viața noastră de zi cu zi. Iarăși, extrem de important mi s-a părut și de intuitiv pentru JAP, faptul că la final sunt și câteva povești terapeutice care abordează teme grele de viață, care pot să fie folosite. Deci poți să folosești această carte de a doua zi de când ai citit-o. Poți să aplici în viața ta, practic, imediat. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre simbolizarea și actele simbolice, o cale și un instrument de comunicare, dezvoltare și reconstrucție a sinelui, de Jacques Salomé și Valeria Salomé. A fost alături de noi Daniela Dumitrescu, psiholog clinician, psihoterapeut, președinte al Institutului de Formare și Educare Relațională și persoana care s-a ocupat îndreaproape de această carte, de redactare. Ei a lucrat foarte, foarte mult la ea și îi mulțumim din suflet. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!